Pe Roger Federer, lumea întreagă s-a obișnuit să-l vadă pe culmile succesului. Omul, până la 37 de ani, nu a suferit nicio accidentare majoră în carieră, jucătorul care duce tenisul cel mai aproape de balet și artă și o mai face și câștigând cele mai strălucitoare trofee. De cele mai multe ori, e pus adesea după semnul egal în dreptul cuvântului perfecțiune. Într-un an în care a fost învins doar de 5 ori, Roger a sărbătorit la final după ce a câștigat Australian Open-ul, Wimbledon-ul și a revenit între primii doi tenismeni ai lumii. Și a mai făcut ceva. A lăsat să se vadă partea vulnerabilă a campionului. O explicație poate fi impactul emoțional pe care l-a avut accidentarea de la genunchi din 2016, operația ce a urmat, plus întâlnirea cu Nadal din toamna lui 2016, când cei doi granzi nu au putut juca tenis, deși ar fi vrut pentru că amândoi erau măcinați de durere. De la acel moment în care Federer a mers, așa accidentat și vulnerabil acasă la rivalul său, ceva parcă s-a schimbat. Îl bătuse pe Nadal de 4 ori la rând în 2017. Își amintește Federer că la primul turneu pe care l-a jucat, a existat un antrenor care i-a spus: cu mâinile tale poți cel mult să pui cafea într-un bar, nu ai talent, copile. Tipul acela l-a făcut să acumuleze furie și i-a schimbat puțin personalitatea. L-a făcut să se scoale în toiul nopții pentru a se antrena. Aprindea lumina în grădină și lovea la perete de sute de ori. Tot Roger spune că este genul de jucător care dă frâu liber lacrimilor. Își aduce aminte de toate sacrificiile pe care le-a făcut ca să ajungă unde este. La 17 ani, Roger a trebuit să meargă la psiholog pentru că era extrem de nervos pe teren. Din acel moment, ascensiunea sa a fost constantă. Până atunci, arunca racheta frecvent și nu se putea stăpâni. Roger Federer s-a născut pe 8 august 1981 în Basel, Elveția. Părinții săi, Robert și Lynette, au lucrat toată viața pentru o companie farmaceutică de acolo. Mama era imigrantă din Africa de Sud, iar tatăl elvețian și adesea vorbeau despre frumoasa lor poveste de dragoste. Federer a crescut în Basel, oraș recunoscut pentru faptul că găzduiește cea mai veche universitate elvețiană, dar și numeroase muzee și faimosul Teatru Basel. Asemenea multor copii de vârsta lui, destinul îi era orientat către terminarea unei universități și punerea în aplicare a intereselor artistice. El însă urmărea un singur interes, acela fiind tenisul. Deși tenisul era un sport pe care familia sa îl juca cu plăcere, era considerat mai mult o activitate de timp liber de către părinții și sora lui Roger. Până la urmă, familia a înțeles că pasiunea fiului pentru sport era bine fundamentată și pentru că se baza pe o situație financiară bună, văzând ce poate copilul la jocurile în aer liber, a hotărât să-l sprijine pe viitor pentru această profesie. Federer avea numai 8 ani când a intrat într-un program de tenis pentru juniori în Basel. Era atât de preocupat de acest sport încât dispoziția sa emoțională din orice moment al zilei reflecta cât de bine se descurcă cu tenisul și, interesant, ce rol bun a jucat idolul copilăriei sale, Boris Becker, în formarea sa. Cel ce avea să devină geniul tenisului mondial a plâns într-o zi fără oprire pentru că eroul copilăriei sale, Boris Becker, a pierdut finala Wimbledon din 88 în fața lui Stefan Edberg. Imaginea lui Federer era următoarea. Tenisul înseamnă viață, iar câștigul înseamnă substanță. Ca rezultat, se enerva adesea când lovea prost și arunca cu racheta de pământ, manifestându-și astfel furia. De partea lor, părinții nu puteau decât să privească îngrijorați cum iubitul lor fiu a transformat tenisul dintr-o activitate distractivă într-o confruntare personală ce atinge niveluri emoționale de proporții. Acest comportament al lui Federer i-a determinat să angajeze un jucător de tenis profesionist pe australianul Peter Carter, care să-l antreneze, dar să le și repare fiul, care era permanent furios și nu se putea stăpâni. Peter Carter a fost cel care l-a ajutat pe Roger să vadă piesele lipsă, strategie, psihologie și etichetă în tenis, fără de care niciun jucător de tenis nu poate duce o activitate intensă. Realizând ce impact pozitiv are antrenorul asupra conduitei emoționale și psihice a fiului lor, părinții lui Federer i-au permis să petreacă cea mai mare parte a timpului sub tutela lui Carter. Antrenamentele multiple și intense l-au făcut să plece de acasă de la 13 ani, cu scopul de a-și perfecționa abilitățile sportive în mai multe centre de pregătire din Elveția. De acolo Federer a ajuns la centrul din Biel, unde și-a cunoscut viitorul antrenor. Perfecțiunea cu care Roger a tratat tenisul l-a făcut să ajungă la Peter
Lundgren, care l-a considerat din prima o persoană care servește excepțional, are o lovitură foarte puternică, un excelent joc de picioare și o tehnică eficientă, caracteristicile stilului său de joc din prezent. Abilitățile sale l-au ajutat să câștige ITF primul loc pentru jucătorii de tenis, să domine campionatul dedicat adolescenților de la Wimbledon, atât singur cât și la dublu și să ajungă în finala pentru juniori la US Open. Sub titulatura de antrenor al lui Federer, Peter a muncit să se asigure că doar în sus va merge cariera promițătoare a tânărului tenismen. Așa a ajuns să câștige nenumărate titluri, să rămână în topuri, să stabilească recorduri și să domine tenisul Roger Federer. Deși iubea tenisul, se pare că are cel mai solid angajament cu acest sport, Roger și-a întâlnit jumătatea în anul 2000, pe Mika Vavrinec, în timpul Jocurilor Olimpice de la Sydney, când amândoi au reprezentat Elveția. Cu toate acestea, Mirka s-a retras din tenis în anul 2002 din cauza unei accidentări la picior. Ea a ales să devină omul de PR al soțului ei, o față familiară în timpul jocului și al victoriei, bineînțeles. După 9 ani de iubire, cei doi s-au căsătorit pe data de 1 aprilie 2009 la vila din Basel, orașul lui natal. Iubirea lor e binecuvântată cu două perechi de gemeni. Tatăl lui Federer este de origine elvețiano-germană și provine din Bernec. A întâlnit-o pe soția sa din Africa de Sud, în Kempton Park și s-au căsătorit în același an, 1973. Cea mai mare depresie pe care a suferit-o Roger a fost atunci când antrenorul său, Peter Gardner, a murit într-un accident de mașină în timp ce se afla în safari în Africa de Sud. Federer a suferit grozav și după săptămâni întregi în care a plâns după el, a hotărât ca pentru a-i aduce un omagiu memoriei sale, va fi tot timpul în topul clasamentului la tenis. Despre retragere, el spune următoarele. Ca să fiu sincer, chiar am luat în calcul posibilitatea de a mă retrage. Am îndeplinit toate obiectivele pe care mi le-am impus, dar mi-am spus până la urmă că pot continua să joc pentru că țintele le-am atins și nu aș mai avea nimic de demonstrat nimănui. Tot ce reușesc să mai realizez mai departe e un bonus.